Dimineața, mă bucur foarte mult că sunteți aici. Astăzi, caravana patrioții în Europa a ajuns în Bistrița. Este vremea să privim demn și să vorbim de la egal la egal cu toată Europa. Sunt o parte din candidații la Parlamentul European aici, pe care îmi doresc să-i cunoașteți și să vedeți ce oameni de calitate vrem să avem în Europa, într-o Europa în care să fim respectați, o Europa cu care să putem vorbi în sfârșit de la egal la egal. Am să-l las pe Răzvan Biro, care este președintele pe tineret al Partidului Alianța pentru Unirea Românului, să preia de aici. Mulțumesc, Răzvan! Mulțumesc, Dragoș! Mulțumesc filialei Aur Bistrița, reprezentanților mass media că sunt alături de noi astăzi și tuturor bistrițenilor. Eu sunt Răzvan Biro, am 29 de ani, am studiat științe politice și istorie, sunt din Târgu Mureș și sunt unul dintre candidații AUR la alegerile europarlamentare din 2024. Din punct de vedere politic, eu am activat în jurul mișcărilor civice și mișcărilor naționale încă din adolescență. În același timp, la nivelul AUR, sunt implicat din 2020, coordonez filiala Mureș a partidului, am îndeplinit și funcția de secretar general adjunct, iar acum mă revin onoarea să reprezint tineretul AUR la nivel național. Candidez la alegerile europarlamentare din mai multe motive. Unul dintre ele este legat de reprezentarea cu adevărat a României la nivel european. Un alt motiv este reprezentarea tinerei generații și totodată încă unul legat de apărarea familiei tradiționale, așa cum o știm ea. Eu provin dintr-o familie tradițională. Sunt al șaselea copil din familia mea. M-am născut aici, la Bistrița, și sunt profund legat de acest loc, având aici legături de familie și fiind locul în care m-am născut. Am crescut în spiritul valorilor creștine și în spiritul respectului față de aproape. Nu pot să concep astăzi că ideea de familie este dinamitată sub aspectul și sub influența agendei LGBT. Nu pot fi adeptul și nu pot accepta faptul că astăzi se pune sub semnul întrebării ideea de mamă, de tată și de familie. Totodată, tinerii nu sunt reprezentați la nivel politic. Cei mai mulți dintre tineri aleg să părăsească România, aleg să-și caute destinul în afara granițelor țării. Fapt pentru care suntem foarte hotărâți să schimbăm acest lucru. Avem foarte mulți tineri care nu mai au perspectivă și viitor în România. Avem în continuare elevi care studiază în școli care stau să cadă. Avem în continuare studenți care stau în niște cămine, care arată precum niște penitenciare. Avem în continuare tineri care au dificultate pentru a se integra pe piața muncii și anul trecut, când s-au dublat ratele la bănci, foarte mulți tineri care au ales să-și construiască o casă aici, au fost lăsați pradă lăcomiei băncilor de către statul român și s-au trezit peste noapte cu ratele dublate. Nimeni nu i-a reprezentat, nimeni nu a ridicat vocea pentru a-i apăra. Totodată, candidez la alegerile europarlamentare din 2024, pentru că România trebuie reprezentată cu demnitate la nivel internațional. Din păcate, politicienii vechilor partide au înțeles prin această activitate doar un mijloc de a se retrage din activitatea politică, doar un mijloc prin care să iasă liniștiți din politică, să se pensioneze politic, mergând în Parlamentul European unde au un fost călduți și fără să facă nimic. Astfel, România normal că este bagiocorită, astfel normal că România nu este respectată la nivel european, cât timp avem acolo niște oameni care doar s-au dus să se pensioneze politic și nu să se bată, să se lupte pentru interesele României. Atât la nivel intern, cât și la nivel extern, România are nevoie de luptători pentru țară. Trebuie prin toate forțele, prin toate mijloacele, să ne luptăm ca România să fie resuscitată politic, ca România să fie înflăcărată, ca România să fie vie, atât aici, în țară, în interiorul granițelor, cât și la nivel european. Nu se poate să fim tratați ca o țară din lumea a treia. Nu se poate să fim tratați ca o țară codașă. Nu se poate ca noi, partea Uniunii Europene, să fim tratați într-un mod
mai puțin respectabil și mai puțin favorabil decât cetățeni și imigranți din afara Uniunii Europene. Pentru asta trebuie să ne luptăm, pentru asta trebuie să ne unim în jurul unor valori și mă bucur că AUR reușește să reunească pe aceeași listă oameni cu demnitate, oameni capabili, oameni care au realizat ceva din punct de vedere profesional și care sunt gata să dea din experiența, din energia și demnitatea lor pentru a se lupta pentru interesele naționale României. Așa să ne ajute Dumnezeu! Bună dimineața, Bistrița Năsăud și dragi bistrițeni! Mă numesc Maria Georgiana Teodorescu, sunt avocat, lector universitar doctor, predau la Facultatea de Drept a Universității Titu Maiorescu din București. Sunt născută în Iași, dar am jumătate din familie în Bistrița Năsăud. Deci sunt legată de județul dumneavoastră. Motivul pentru care noi, cei din AUR, am ales să candidăm la anul la alegerile europarlamentare este total diferit față de motivele cu care ne-au obișnuit cei care ne-au guvernat în ultimii 33 de ani. Haideți să fim sinceri. Toți care au fost până acum în politică, până la apariția AUR și care au ajuns într-un fel sau altul să reprezinte România, au intrat din interese în principal meschine, egoiste, din interese de partid, din interese de a se îmbogăți, de a-și construi pentru ei un viitor mai bun, dar nu neapărat pentru români. Noi suntem toți profesioniști, fiecare în câte un domeniu. Suntem oameni realizați. Suntem oameni care avem din ce trăi, dar care ne-am săturat să auzim că nu se mai poate. Ne-am săturat să ni se spună că votul nostru nu contează, că lucrurile oricum sunt aranjate pentru noi, decise de unii sau de alții, pe plan intern sau extern, și că la ce folos să mai votăm? Că n-are sens. Refuzăm să credem că am ajuns atât de lipsiți de importanță. Suntem cetățeni europeni și suntem egali în drepturi cu toți ceilalți cetățeni europeni pe care îi cunoașteți. Și așa cum un german luptă pentru Germania, un francez luptă pentru Franța, și românii trebuie să lupte pentru România. Iar dacă ne uităm la exemple de europarlamentari cu care ne-am obișnuit, păi mai ieri un respectabil domn europarlamentar se plimba printr-o piață a României cu ceas de 30.000 de euro la mână și se negocia pentru o legătură de pătrunjel cu o băbuță, cu un producător român. Așa promovăm noi interesele producătorilor români? Așa luptăm pentru români? Tratându-i cu nesimțire? Arătându-le că suntem mai importanți? Nu. Asta este atitudinea de care de fapt ne-am săturat și față de care trebuie să ne opunem din răsputeri. Și da, dragilor, patriotismul înseamnă să te implici. Să fii patriot și să vrei binele țării tale înseamnă să faci și pasul de dincolo de a-ți manifesta nemulțumirea acasă la tine cu familia ta. Înseamnă să ieși pe stradă, înseamnă să te implici, înseamnă să protestezi atunci când trebuie să protestezi, înseamnă să nu accepți să fii călcat în picioare. Iar noi, cei de la AUR, știm mai bine ca oricine să ne ridicăm împotriva nedreptăților. La nivel european, am ajuns într-o situație în care reprezentanții noștri nu luptă pentru România și n-au făcut-o niciodată. Putem să facem o comparație banală când vine vorba despre pactul Green Deal, despre cum Germania își redeschide minele de cărbune, în timp ce reprezentanții României nu au știut, vorba vine, nu au vrut, să ceară amânarea intrării în vigoare a Green Deal-ului în România, deși erau suficiente motive. România nu are capacitatea energetică de a susține țara exclusiv din surse verzi. Nu producem suficient de multă energie verde pentru a acoperi necesarul țării. Ceea ce înseamnă că dacă ne închidem capacitățile de producție care nu sunt verzi, ajungem în punctul în care importăm energie. Și asta facem. În timp ce alte țări, după cum vă spuneam, își redeschid capacitățile energetice. Noi de ce nu putem? Credeți că nu avem oameni care să vorbească pentru noi? Teoretic am votat pe unii și am trimis acolo să facă fix această chestiune. Doar că între timp și-au văzut de cu totul alte interese. Nici de cum să lupte pentru România. Să nu credeți că nu se pot face lucruri reale și palpabile pentru România la nivel european. Se pot face foarte multe lucruri. Dar în primul rând trebuie să fii demn. Să nu pleci capul, să nu mai dai curs acelui proverb
păcătos cu care ne-am obișnuit de ani de zile, capul ce se pleacă, sabia nu-l taie. Nu, dragilor, nu trebuie să plecăm capul. Trebuie să ridicăm fruntea sus, să fim demni, suntem cetățeni europeni cu drepturi egale. Vă mulțumesc! Bună ziua, bistrițeni! Bună ziua, români! Numele meu este Dumitrina Mitrea și sunt unul dintre candidații aflați pe lista la europarlamentare. Am ales să mă aflu pe această listă pentru că vreau să mă asigur, vreau să mă implic ca în Europa să meargă oameni patrioți, oameni cărora să le pese de țară, care să lupte pentru drepturile cetățenilor români și pentru drepturile României. Am ales să fac acest lucru pentru că România a ajuns de prea mult timp să stea în genunchi din cauza altor parlamentari care au mers în afară și care au... Sunt deputat al județului Neamț. În Parlamentul României sunt în mai multe comisii, Comisia de Muncă, Comisia de Afaceri Europene. Sunt și membru în adunarea parlamentară a Consiliului Europei, reprezint delegația României și AUR în adunarea parlamentară a Consiliului Europei, iar acolo văd în permanență cum parlamentarii noștri din celelalte partide apără interesele altor state, mai puțin interesele românilor și a României. A venit momentul în care să considerăm că România trebuie pusă pe harta Europei, pentru că suntem cu toții membri cu drepturi depline în Uniunea Europeană. Suntem a șasea țară ca reprezentare, ca număr de cetățeni. Ori, dacă suntem a șasea țară ca număr de cetățeni, oare nu ar trebui să fim a șasea țară care să beneficieze de drepturi pentru statul român? Este momentul ca România să stea la masa negocierilor cu toate statele membre și să obțină drepturi egale cu celelalte state membre. Nu să primească firmituri de la masă pe ușa din dos. Este momentul ca românii să se ridice din genunchi și să stea drepți în fața Europei, pentru că suntem oameni demni, oameni buni, oameni cu caractere, oameni cu bun simț. Și cred că am avut prea mult bun simț în acești 33 de ani și să-i lăsăm pe ceilalți să-și bată joc de noi. AUR a ales să lanseze lista pentru europarlamentare cu un an înainte. Nu este vorba de campanie, este vorba de a ne cu fiecare dintre noi. Suntem 42 de persoane cu demnitate, oameni care nu am făcut politică înainte, în alte partide, oameni care ne dorim ca lucrurile să funcționeze, oameni care și-au avut posibilitatea să părăsească această țară și să lucreze în alte locuri pentru un trai mai bun, dar nu. Au ales să stea aici, să lupte pentru România și să vrea lucruri mult mai bune pentru țara aceasta. Cred că e bine că am făcut acest lucru cu un an înainte, să ne cunoașteți, să ne puneți întrebări, să vedeți cine suntem și nu cu o lună înainte, în campanie, o lună înainte de alegeri, ca să nu aveți timp să vă dumiriți cine va trebui să ne reprezinte în Europa. Aici sunt oameni extraordinari, iar eu, personal, o să lupt și o să mă asigur că în 2024 la europarlamentare vor fi cei mai buni din această listă care să ne reprezinte țara și pe noi românii. Vă mulțumesc! Bună dimineața, Bistrița! Bună dimineața, România! Sunt Dan Tănasă, vicepreședinte al Alianței pentru Unirea Românilor, deputat de Mureș, purtător de cuvânt al partidului și candidat AUR pe lista pentru alegerile pentru Parlamentul
european. În această dimineață o să vreau să țineți minte trei cifre. O să vreau să țineți minte cifra 0. 0 era datoria României în 1990. 0. Astăzi datoria externă a României depășește 150 de miliarde de euro. Practic, România nu va mai plăti niciodată datoria externă. În fiecare an, România plătește sute de milioane de euro, comisioane și dobânzi la aceste împrumuturi. 1 miliard. Vreau să țineți minte cifra 1 miliard. 1 miliard de euro a plătit România pe vaccinuri. Acele vaccinuri despre care Câțu și alți tiriplici spuneau la televizor că sunt gratis, le-am plătit, fraților. 1 miliard de euro. Asta în timp ce criminalul Rafila blochează programele care i-ar putea ajuta pe bolnavii de cancer. 6 milioane, țineți minte, 6 milioane. 6 milioane de români este cifra oficială pe care autoritățile române și-o asumă de români care au plecat din România în ultimii 34 de ani. 6 milioane. Suntem a doua țară din lume la populație care își părăsește teritoriul. Prima țară este Siria. Siria este într-un război de 10 ani. Noi nu suntem într-un război, ni se spune. În ultimii 34 de ani, doar 2 au fost ingredientele politicii publice făcute de PSD, PNL și alți păcălici, trădători și sluci care au condus România. 2. Vânzarea a tot ceea ce este românesc. Tot. S-a vândut tot. Iar ce nu s-a vândut, s-a culcat la pământ. Fabrici, întreprinderi, uzine, tot. Iar al doilea ingredient al politicii PSD și PNL a fost dezbinarea. Cultivarea urii românilor față de români. Frica, ura și dezbinarea. Așa au condus PSD și PNL, UDMR, România de 34 de ani. Frică, ură, dezbinare și bani. Așa se conduce România de 34 de ani. Acestea sunt atributele clanului mafiot. Doar mafioții conduc prin frică și cu bani. Exact așa acționează și PSD și PNL. Exact ca niște clanuri mafiote. Și v-am dat argumentele. Astăzi suntem la Bistrița cu lista pentru alegerile europarlamentare. Pentru prima dată în istoria post-decembristă, o formațiune politică își prezintă candidații la alegerile europarlamentare cu un an înainte. De ce? Pentru ca oamenii să-i cunoască, să vadă cine sunt, să le pună întrebări. Și ne plimbăm împreună cu această listă, cu toți colegii, în diferite orașe din România. Pentru că este important ca românii, anul viitor, pe 9 iunie, să știe, în cunoștință de cauză, cu cine votează. Și să nu mai voteze o siglă, să nu mai voteze clanuri mafiote, să voteze oameni care au realizat ceva până să se afle pe această listă. Vă garantez, și o spun cu mândrie asta, nici un partid politic din România nu poate genera în momentul acesta o listă cu asemenea oameni de calitate. Sunt peste 10 profesori universitari pe lista AUR la alegerile europarlamentare. Sunt întreprinzători, sportivi, oameni de afaceri, oameni care au făcut ceva până acum în România. De ce să votăm lista AUR la alegerile europarlamentare? O întrebare foarte bună. Anul viitor va fi un an istoric în România. Anul viitor vor fi numai puțin de 5 rânduri de alegeri în România. Dacă ne gândim că alegerile prezidențiale sunt în 2 tururi. Primele alegeri vor fi pe 9 iunie 2024.
Va fi un an istoric pentru că va fi un an în care vom alege între globalism, neomarxism și naționalism-patriotism. Ni se spune că a fi patriot, a fi naționalist este ceva urât, este ceva blamabil. Francezul poate fi naționalist, germanul poate fi naționalist, italianul poate fi naționalist. Toate popoarele își pot apăra interesele. Noi nu avem voie. Ni se spune că a fi naționalist și patriot e ceva urât, e ceva blamabil, greșit. Și am fost obișnuiți ca la Bruxelles să nu se audă vocea noastră. Dacă vă întreb acum să-mi spuneți repede nume de români care ne reprezintă în Parlamentul European, nu cred că veți găsi repede unul sau doi. De ce? Pentru că sunt corect. Rareș Bogdan. Și când mă gândesc repede, mă gândesc la Slugă, la Rareș Bogdan. Cristian Teheș, un nume foarte bun. Patriot, singura voce dintre europarlamentarii români care s-a ridicat în timpul pandemiei în apărarea drepturilor și libertăților fundamentale. Singura! În rest au trecut toți. Au trecut toți ca niște râme. În 9 iunie avem la dispoziție opțiunea unei liste de patrioți. Unei liste care să se opună tuturor aberațiilor venite de la Bruxelles. Unei liste de patrioți români care să ducă la Bruxelles vocea României și care să apere acolo identitatea noastră națională, identitatea noastră europeană. O voce care să susțină că dacă în Germania se pot redeschide mine de cărbun pentru a alimenta sistemul energetic, trebuie să se poată și la București. O voce a României care să spună ferm că ne opunem ferm ideologiei neomarxismului. Ne opunem ferm sexualizării copiilor, ne opunem ferm ideologiei LGBT în școli. Tuturor celor care vor să ne îndepărteze credința creștină, răspunsul nostru este și mai multă credință creștină. Tuturor celor care vor să ne sexualizeze copiii, care vor să ne baciocorească copiii, care vor să infiltreze în sistemul educațional ideologia LGBT, obligația noastră este să spunem nu! Avem repere și valori morale. Noi trebuie să nu uităm că suntem urmașii lui Ștefan cel Mare, lui Mihai Viteazul, lui Avram Iancu, a lui Cantemir și Brâncoveanu. Nu avem nevoie de modelele de la Bruxelles. Ce au reușit să facă PSD și PNL și UDMR în ultimii 33 de ani? N-au reușit nici măcar să ne bage în Schengen. Iar Klaus Iohannis, această slugă abjectă și tristă, căreia i s-a făcut marea demnitate de a fi președintele României și care nu dă doi bani pe poporul român, care nu trăiește un dispreț evident față de poporul român, în loc să se urce într-un avion și să se ducă în capitalele europene pentru a face lobby în favoarea României, pentru a accede la Schengen, se plimbă în Africa. Cheltuie milioane de euro pentru a se plimba în Africa, după ce a cheltuit alte milioane de euro pentru a se plimba în Asia și în America Latină. O rușine națională, o batjocură, o insultă la adresa poporului român. În 9 iunie 2024 aveți cu cine vota. În 9 iunie 2024 aveți opțiunea patrioților. Sper că 34 de ani au fost suficienți pentru a vă lămuri că nu putem vota la nesfârșit aceleași partide și să ne așteptăm la rezultate diferite. Pur și simplu, lucrurile nu funcționează așa. Luați lista de europarlamentari propuși de Alianța pentru Uniunea Românilor, puneți-le întrebări, vedeți ce soluții au și veniți și sprijiniți lista pentru europarlamentare a Alianței pentru Uniunea Românilor. Doamne ajută, vă mulțumesc! Cine suntem noi? Aur! Cine suntem noi? Aur! Cine suntem noi? Aur! În încheiere, vreau să vă spun cu alte cuvinte ce a spus doamna avocat Maria Georgiana Teodorescu. De 34 de ani,
Partidele care au condus România ne-au obișnuit ca cel cap plecat sabia nu-l taie. Există două aspecte foarte grave în capul plecat. Primul aspect este că se obișnuiește să pască. Și de 34 de ani asta au făcut aceste partide. Au păscut, au plecat capul în fața tuturor și au vândut această țară. Iar al doilea aspect pe care ei n-au să-l mai poată niciodată, dar niciodată în țara asta să-l facă, tot de capul plecat ține, sabia nu-l taie, dar nici Viagra nu o să-l mai ridice niciodată. Este momentul să renunțăm la acest sistem impotent care timp de 34 de ani au demonstrat că suntem un stat eșuat. Alianța pentru Unirea Românilor și cei de aici sunt cei care pot să readucă demnitatea României. Nu uitați, 9 iunie 2024, schimbăm sistemul. Vă mulțumesc tuturor!